Spune-mi, te rog, pe la ce oră ai fost și la ce secție? La orele, în jur de orele 12 și jumătate, cred că așa, da. La secția numărul 161 de la din sectorul Cercanu. Seapsa în liceu Gintalatină. Și au avut pretenții când ați intrat? Nu, când am intrat n-am avut pretenții, însă am intrat, ne-am înregistrat, doamna ne-a dat două buletini de vot, adică mie și mamei mele, după care am mers la cabina de vot și acolo mama m-a rugat să-i găsesc persoana pe care ea dorește să o voteze, deoarece cu vedere așa mai slăbut și asta am ajutat. Și După cei din comisie au știut de asta. Tu le-ai spus că trebuie să o ajuți. aceea nu au știut, dar au văzut probabil că se mișcă dificil, deoarece fiind invalid de gradul 1, asta se observă, adică. Am înțeles. Deci voi ați mers împreună, ați primit ambii buletini de vot? Da, desigur. Clar. Mai departe, ce a fost? Mai departe, mama a ales candidatul pe care l-a dorit, eu la fel am ales și după mama mi-a înmânat mie buletinul ei de vot ca să-l pun în cutia cu buletine de vot. Așa? Și după când mama a venit spre mine, doamna îi spune, dar unde buletinul dumneavoastră de vot? La care mama răspunde că, uite, i-am dat ficiorul meu să-l pun acolo, că mie mi-este greu și de asta eu l-am încredințat cu. Și doamna zice că eu nu vă cred. Nu vă cred și Dar nu trebuie știi să mă cine am era. comitia, nu știu. Nu știi cine era. Nu, dar cred că nu-i dat dificil de-a face asta. Nu prea de așa. Deci ei v-au amenințat că vă cheamă poliția dacă ce? Da. Nu că dacă ceva, dar în general că trebuie să chemăm poliția, că nu știu ce, a întrebat cineva unde e polițist, până la urmă a spus că e undeva aici pe sector sau în jurul secției de hotare. Dar uite, tu ambele buletine le-ai pus împreună și le-ai pus în urna de vot, da? Da, le-am pus pe rând, adică întâi unul, apoi altul. Am înțeles. Și ei aveau pretenția că trebuia să pună mama al treilea sau cum? Nu, că mama și-l pune pe al ei și eu pe al meu. Adică asta e interzis, într-un fel, că spun eu buletinul mamei. La care am răspuns că uitați-vă, ea se mișcă greu, este dificil și de asta l-am pus eu. Ei nu au crezut și au zis că scoateți, vă rog, tot ce aveți în funcționare și nu au percheziționat. Și inclusiv și pe mine și pe mama. Încă ce? Inclusiv și pe mama, adică pe mine și pe mama. Deci au făcut percheziție la Da, ambii? da, da. Dar ce nu au crezut că noi am pus buletinul de vot. Și la final au mai zis ceva și au cerut scuze? Nu așa cerut nicio scuză, doar că mi-a spus că nu este interzis ceea ce noi putem. Și au renunțat să mai chemi poliția. Da, nu am chemat. Te-au deranjat? V-au deranjat lucrul ăsta? Consider că, într-adevăr, e datoria lor să urmărească fiecare persoană ce face și este o comisie destul de mare care probabil ar fi trebuit să aibă grijă absolut de toți, să aibă grijă în sens că să monitorizeze toți participanții la vot și Dar eu tu... nu am văzut în asta o problemă, că eu am pus buletinul mamei de vot în cutia. Ți-a spus cineva că n-ai voie să le pui pe ambele? Da, mi-a spus că fiecare trebuie să își pună ce Nu, vrea. întrebarea era dacă ai știut până să le pui. Nu am știut, măcar să fi fost, poate, eu consider că ar fi trebuit, în genere, să fie la fiecare secție de votare un regulament, cel puțin, a cum e procedura, pentru că multă lume nu știe, multă nu știu. Mi se pare că ar fi nu fost normal dacă avea să anexeze undeva un regulament, care fiecare să aibă posibilitatea să-l citească și în caz de vreo necarificare, în caz de ceva să aibă de unde se documenta, să
să-și cunoască drepturile și obligații, nu știu. Erau observatori acolo? Da, erau. Au văzut cum tu ești percheziționat? Da, mai multă lume a văzut cum sunt percheziționat. N-ai reușit să filmezi nimic? Nu am reușit, doar ce... Dar nu mi-a dat prin cap, atunci la momentul ăsta tot s-a întâmplat așa spontan, încât eu am rămas uimit în primul rând și... nu știu... cu gura căscat, într-un fel. Mai zi-mi odată numărul secției de votare și unde e? Numărul secției de votare este 161 și se află în liceul Ginta Latina, sectorul Șocană. Am înțeles. Mulțumim! La CEC n-ai semnalat problema asta? Nu, nu de mult, o oră. Clar, mersi mult. Cum te prezint? Un alegător anonim. Am înțeles. Un alegător care reclamă problema. Mersi, pe curând.